Gata. Așadar, dragilor, începem clasa 11-a. Îți mulțumesc frumos, Adi. Îți mulțumesc. Că mă lăsai fără lecția înregistrată, îți dai seama. Da. Aș fi plâns în noaptea asta. De tristețe. Spuneam că te surprind un pic așa cu emoții și emoțiile vin de acolo, din faptul că ai multe goluri, să zic așa, de la prima vedere, nu știu. Zic și eu. Foarte mult. Da? Da. Zic și eu. Și că în momentul de față te întreb de unde să pornești la matematică. Ce se întâmplă ție la clasă, concret? Când profesorul începe să vorbească, ce anume ți se întâmplă? Nu te blochezi. Te urmărești așa, desenezi de pe tablă. Hai să spun, desenezi pe tablă, ne înțelegând absolut nimic. Dar dacă nu știi să predea, nu este vina mea. Nu înțeleg nimic de la ea. La dânsa. Da, 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 da. Deci, iată, asta este. Nu mă ajung și mă... Da. Nu, a zis cumva că trebuie să pornească pentru profesor de la 1 plus 1. Așa. Mă văd cum am profesorat? Nu, nu, nu se vede. Nu. Mă filmez numai pe mine. Ah. Camera se numai pe mine. Ah, ok. Da? Deci, fără stresul ăsta. Așa. Dacă n-are curaj să spună, că e frică. Am înțeles. De unde să o luăm? Eu vă propun așa, să urmărești filmele mele, ușor să-ți intre în mână, pentru că acum am să-mi continui lecția care am început o dată trecută, nu pot lua din nou de la zero. Și să vedem în ce măsură ne putem sincroniza. Da? Hai să vedem. Ia să rezolvăm ecuația asta x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Ecuație de gradul 2. Da. Deci, practic, ce s-ar pune? Ce problemă s-ar pune? S-ar pune problema să găsim pe cx pe care, dacă îi înlocuim, să facă 0. Da. Știi ce este? Asta este un enunț, practic. Un enunț. Este o x primari care spune așa. Oare care sunt acei x pe care, dacă îi înlocuiesc, face 0? Și dacă aș încerca asta, aș face prin încercări, sigur, depinde în ce mulțime gândesc, adică ce valori îmi permis să iau lui x. Și am zis, x aparține lui el, numele real. Și atunci, iată-mă pe mine în situația asta. Să merg prin încercări, cred că aș munci foarte, foarte mult. Adică ar fi imposibil. Ca să am așa inspirații, să mă duc la X-ul respectiv deodată, e imposibil. Cum propui să facem? Deci, există cineva care a găsit o idee, o formulă, nu așa, cu delta, ceva, că acolo ți-amintește. Da. Cine e delta ăla? Cu ce este egal? De la 2 minus 4 AC. De la 2 minus 4 AC. Te-ai întrebat cum, de ce, cine, ce și cum te-a inventat asta? Nu. Nu te-ai întrebat. Excelent când te-ai întrebat. Dar să știi că la matematică nu așa sunt niște oameni care visează noaptea, niște chestii, cu niște formule de a-și runcă pe tablă sau pe caiet acolo și a doua zi vin și le prezintă. Nu. Există în tot și în toate o logică. Am să spun un lucru. Ia să încercăm noi acolo. Mai întâi să te întreb, x minus 2 totul la pătrat. Ai putea să spui cu cine este egal x minus 2 totul la pătrat? Nu ți amintești, nu? Nu. Bun. Ia să scrie așa. X minus 2 înmulțim pentru x minus 2. De două se repede, da? X minus 2 pentru x minus 2. Și cum înmulțim două paranteze? Fiecare... Concret. Hai. Condu-mă. Primul x cu al doilea x. Adică cât faci? X ori x? 2x. X ori x? La a doua. Altceva. Așa. Deci x la a doua x ori x, da? Apoi. Minus 2x. X ori minus 2. Minus 2x, da. Apoi. Am terminat de mulțit asta. Asta. Pe urmă? Minus 2.
Stai că nu știu CM-ul care urmează. Cum? Se vede? Deci următorul element de înmulțire este minus 2, care iar începe cu toți. Cu minus 2 ori x, minus 2 x, da? Minus 4. Plus minus 4. Ori minus, la înmulțire, plus. Este plus. Deci plus 4. Și ca mai departe cu x pătrat. Plus 4x. Dar e minus cu minus. Dar e înmulțit. Dar e ce este la adunare, sunt termeni asemenea. Deci minus, ca și cum ai avea datoria asta și mai încă o dată datoria asta. Deci se adună. Da? Minus 2x, minus, adică minus 3 cu minus 2, fac minus 5. Când sunt prieteni, adunăm și dăm celor comun. Deci face minus 4x plus 4. Da. Asta este x minus 2 la pătrat. Cosmin, cum ar fi fost ridicarea asta la pătrat mai rapidă? E binomul la pătrat. Așa, care e egal cu? A plus b totul la 2 egal cu a pătrat plus 2ab plus deci, c pătrat. X pătrat minus 4x. X pătrat minus 4x, de două ori prima parte ori a doua. Plus 4. Plus partea a doua la pătrat, plus 4. Deci, rapid facem aceste lucruri. Dacă știm formula aceea. Adică, formulele că am prescurtat, hai să le vedem. A minus B totul la a doua. A minus B totul la a doua egal cu. Nu ne mai aminti formula aceea. S-a făcut prin clasa 7. Și o faci mereu în fiecare clasă. În fiecare A minus B la a doua te lovit de nenumărate ori. Dar nu ți mai aminti. Și atunci ea de unde vine? Tot așa, ne închipui că avem A minus B înmulțit cu A minus B. Cu A minus B. Și face? A minus B ori A minus B. Mulțim cele două paranteze, vine cât? A ori A. A pătrat. A ori minus B. Minus A B. Apoi minus B ori A. Minus B A sau minus A B. Și minus B ori minus B vine plus B pătrat. Și egal mai departe cu A pătrat minus 2AB, minus 2AB, da? Plus B la a doua. Da? Deci asta e formula de calcul pe scurtat. Binomul A pătrat, A minus B totul la a doua, face A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Noi o să reținem așa. Prima parte scăzută a doua, totul la pătrat, egal cu locul întâi la pătrat. Prima parte la pătrat, minus de două ori prima parte ori a doua și plus partea a doua la pătrat. Da? Asta e formula pe care o putem reuși definitiv. Ce să spun? Plecați-mi la faptul că formula CB cu delta, cu nu știu ce, nu-i aruncat peste noapte, așa gândit cineva, ci trebuie demonstrată, ca să știm de unde vine. Este un calcul care se face. Însă, trebuie să spun un lucru, ai foarte mult de pus la punct, enorm de mult de pus. Trebuie să o iei de jos și îți recomand toate filmele mele, unde am luat-o de la clasa a doua, a treia, acolo, operații. Nu zâmbi. Nu, așa a zis de acasă. Deci nu zâmbi. Sunt lucruri, operații cu fracții, cu toate chestiunile care trebuie pus la punct. Da? Cum faci? 1 pe 3 plus 7 pe 6 minus 5 pe 4 ori 2 pe 9. Egal cu, fă calculul ăsta, ajută-mă. Deci 1 pe 3 plus 7 pe 6 minus 5 pe 4 ori 2 pe 9. Vezi? Când am spus că de la clasa a 4-a, a 5-a, n-am exagerat. Aici, poți minte ce trebuie să fac întâi? E bine, 1 pe 3 plus 7 pe 6, înmulțim
5 ori, vine minus 10 pe 9, 4, 36. Da, dar întâi să facem simplificări, dar să facem că se poate face, nu? Deci simplificăm pe 2 cu 4, 1, și va fi o treime. Plus 7 pe 6. 7 pe 6. Minus 5 pe 18. Minus 5 pe 2 ori 9, 18. Egal cum? Numitorul comun este 18. Un pic să o lăsăm și pe ea. Adică căutăm un număr care se împarte exact la toate, toate trei. Asta știam. Da? Da. Cât este? O, cel mai mic număr. S-a întâmplat să-l avem aici. Da? 18 este adevărat. Și acum, 18 împărțit la 3, amplificăm aici cu 6. Vrem să o aducem și pe fracția asta echivalentă cu aceeași numitor. Tot 18. Apoi aici cu 3. Cu 3. Da? Și nicoace cu nimic. Și va fi egal cu... Vorbește cu un număr, că eu lucrez... 6, 6 plus... 6 plus 21 minus 5 supra 18. Și egal cu 27 minus 5, totul pe 18. Și egal cu... 22 pe 18. Ce mai putem face la fracția asta? Putem simplifica prin 2, da? Și face cât? 11 pe 9. 11 pe 9. Da. Deci, după prima parte așa de tatonare, trebuie să ai puterea să spui, aici mă aflu și să ne apucăm de lucru cu toată seriozitatea. Dacă vrei să înțelegi ceva altfel, nu e profesorul divin. Deci nu numai el e divină, tu având atâtea acolo, nu înțelegi nimic, este chineză. Da? Asta se întâmplă. Deci n-ai cum să înțelegi ceva. Acum a început analiza matematică, pe acolo tot felul de minuni, n-ai cum să te agăți, nu? Ești așa, parcă, tristă în sufletul tău. Că așa stau lucrurile. Dar n-ai altă soluție decât munca individuală și ala pe prof online, cu lecțiile făcute, cu de jos. Cu operație, cu fracție, cu tot ce vrei acolo. Ce nu știu? Nu știu asta, nu știu asta altă. Luăm de acolo. Nu am cum să te pot ajuta decât dacă tu te ajuți de una singură. Da. Deci nu, aici în clipa asta, văzând că aici ne aflăm, lecția, nu pot, nu am cum să fac legăturile ca să te pot ajuta. Da, îmi pare rău, dar asta e trebuie. Munca individuală. Oprim fișierul și eu trec să fac lecția de așa. Dacă vreți să asistați, asist, dar eu trec la lecția asta care o aveam cu Cosmin, cu funcții, cu niște chestii. Da. Rămâneți cu mai departe. Da. Da? Mă străduiesc să fac ceva legătură, dar va fi foarte greu. Așa. Cosmin, ce am făcut lecția trecută, am întrebat de ce analiza matematică. Mai ții minte? Da. De ce analiza matematică în clasa 11-a? Cine, cum, de ce, ia trecut prin cap și partea asta atât de dificilă. Într-adevăr, este o parte a matematicii foarte dificilă. Și începusem data trecută să-ți propun să vedem. Am dat eu predicatul acela, mai ții minte? Da. Ce predicat am indicat? Predicatul pe de x și y, da? În două variabile. 2x plus 3y egal cu 5. Așa, 2x plus 3y egal cu 5. Și ca să fie predicatul corect dat, x aparține... trebuie să specificăm x aparține, zicem, mulțimii numerelor reale și y tot așa, mulțimii numerelor reale. Atât x-ul cât și y. Și povestea este să găsesc perechile toate x și y pe care dacă le înlocuiesc să transforme predicatul ăsta în propoziții adevărate. Nu? Așa am zis. Și tu mi-ai indicat o pereche. Care a fost perechea? 1 și 1. 1 și 1. Adică p de 1 și 1. Ce înseamnă p de 1 și 1? Înlocuim pe x și y cu 1. Se întâmplă bine 2 ori 1, 2. 2 ori 1. Plus 3 ori 1, face 5.
Da? E adevărat. Este o primă pereche care am găsit-o. Și am notat mulțimea de adevăr, adică mulțimea tuturor perechilor care vor transforma predicatul acela în propoziții adevărate, o primă pereche, unul și unul. Și spuneam, oare mai fi și alte perechi? Care a fost răspunsul? Da. Multe perechi. Nu? Alt X, alt Y. Alt... Ei bine, nu le putem nimeri așa deodată, cum ai avut o inspirație așa, zis, unul și unul se vede că merge. 2 și 7, dacă sunt 2 și 7, sau 2 și minus 1 pe 3, sau știu eu ce, le iau la întâmplare numerele, nu merge. Și atunci cum am procedat? Păi am făcut 3Y egal. Am adică am aranjat da. această relație într-un alt mod, față de echivalent. Cu 3Y egal cu 3Y egal cu 5 minus 2X, da? Îți amintești așa? Da. De unde am scris o echivalentă, aceeași relație echivalentă, cu Y egal cu, de aici, te rog, Y egal cu cine de aici? 5 minus 2X, totul pe 3. Nu? Deci egal Y cu, egal cu 5 minus 2X, totul supra 3. Păi este 2 ori cât? 3 ori cât se facă, nu știu cine. Acela este egal cu dreapta pe stângă, da? Deci asta este... Ei bine, deci am mers pe alte idei. Să dau lui X valori și să găsesc Y. De aceea este așa tehnică, întocmirea tabelului de valori. Da? Tabelul de valori. Deci aici punem X și despre care am afirmat că sunt de la minus infinit la plus infinit. Și pe linia asta voi pune Y care apar cu urma înlocuirii lui X. Bun, oară, o prima valoare, ai spus tu, ca fi când 1, X-ul e 1. Ia să vedem când X-ul 1 vine 5 minus 2 ori 1, 2. 5 minus 2, 3, 3 pe 3, 1. Era de așteptat. 1, 1, o primă pereche pe care o și avem aici. Altă valoare, când X-ul este 0, Y cu cât? 5 minus 5 pe 3. 5 pe 3. Că 5 minus 2 ori 0, 0, 5 pe 3. Da? 5 pe 3. Și când e minus 1, hai să mai luăm. 7 pe 3. 5 minus 2 ori minus 1, plus 2, 7 pe 3. Deci 7 pe 3. Și așa mai departe. Dar de la 0 la 1 am foarte multe valori. Am pe 1, pe 2, toate fracții, numele decimale la 0 la 1 sunt o infinitate. La fiecare X câte un Y. Și ne-am pus problema să-i vizualizăm, să vedem concret cum arată. Aceste perechi, toate, vreau să le văd. Dar sigur, până la minus infinit la plus infinit am să stau aici, am de-a rândul și totul eternul. Așadar, m-aș mulțumi să vizualizez anticipând. Și spuneam, pe o dreaptă să pun valorii X, vreau să zicem. Dar Y și unde se pun? Pe o altă dreaptă. Și de aceea s-a hotărât ca pe dreapta asta orizontală să punem X și Y, iar pe cea verticală să punem Y. Da? Perechile acestea perfect să le obții. Și atât. 1, 1. Când X-ul e 1, deci iau unitatea de măsură, când X-ul e 1, Y-ul este tot 1. Și la intersecție, X-ul 1, când zic X-ul 1, apoi pe toată paralela asta, X-ul este 1. Pentru că toate punctele de pe aici sunt la distanța de unitate față de axa Y-ul. Deci, cum e față de 0 de unitate, toate punctele de aici sunt la... au X-ul 1. Da? Ei bine, tot așa de bine, spun și despre Y-ul. Y-ul egal cu 1 înseamnă că duc pe la 1 și duc paralela și toate punctele de pe această dreaptă sunt la distanța de 1. Și s-au întâlnit cele două în acest punct. Acesta e punctul care se află și pe asta, deci X-ul 1, și e și pe cealaltă și Y-ul 1. Și spunem pe scurt, punctul P1 de coordonate 1, 1. Adică atât X-ul, cât și Y-ul este 1. Acesta este un prim punct de mulțimea de adevăr a predicatului. Deci am vizualizat, l-am văzut. Deci o primă pereche care a transformat predicatul așa în propoziție adevărată. O altă valoare, am zis-o, 0 și 5 pe 3. 0
Și 5 pe 3. Ce înseamnă 5 pe 3? Întregul se împarte în 5 și luăm? 1,1. Se înseamnă un întreg și două treimi. Deci 5 pe 3 înseamnă egal cu un întreg și două treimi. Un întreg și două treimi. Că dacă introduc întregul în fracție, numărul 3, 3 și cu 2, 5, 5 pe 3. Ei, iau un întreg și din al doilea iau două treimi, adică împart întregul în 3 și iau câte bucăți de așa, câte segmente? Doar două. Asta înseamnă două treimi. Aici este un întreg și două treimi. Aici este punctul. Și x-ul, cât am zis că este? 0. Deci rămân pe axa y-ul. Nu x-ul 1, nu e minus 1, ci este chiar 0, deci rămân aici, cu punctul de aici. Mai departe, minus 1. Când x-ul e minus 1, acest segment, neapărat același segment, de aceeași măsură. Deci, în mintea noastră avem unitate de măsură aceeași și pentru x și pentru y. Când x-ul e 1, y-ul cât este acolo? Uitați cât este. 7 pe 3. Deci este... Ce înseamnă 7 pe 3? 7 împărțit la 3 merge de 2 ori și rămâne 3. Deci vine 7 pe 3, înțeleg, este egal 2 întregi și o treime. Da? 2 întregi și o treime. 2 ori 3, 6 și 1, 7. Sigur că da. Și atunci iau 2 întregi, 1, 2, și iată-l pe următorul întreg, pe care îl împart în 3. Și iau din cele două, o treime. Numai una. Da? 2 întregi și o treime. Și duc pe aici paralele, că nu ăsta e punctul. Pentru că în momentul ăsta x-ul cât este, spune problema? Minus 1. Duc paralele pe la minus 1. Și pe la 7 pe 3, pe acolo. Ele se întâlnesc în punctul acesta. Și acesta este punctul de coordonate, hai să zic, pe 1, pe 2 și pe 3 de coordonate, cât minus 1 și respectiv 7 pe 3. Ei, dar de la minus 1 până la 0 am foarte mulți x care vor determina mai mulți y. Și iar le găsesc la intersecție și găsesc punctele puse unul lângă altul, așa. Multe puncte. Și puse toate unul lângă altul, iată că încep să prindă contur imaginea tuturor perechilor x și y care verifică relația asta. Deci care sunt? Toate acestea sunt pe puse unul lângă altul, sunt pe o dreaptă. Deci, pe o dreaptă. Da? Așa ne-am găsit așa. Deci, atât, dragilor, că mulțimea de adevăr, mulțimea tuturor perechilor respective, care sunt o infinitate, sunt puncte pe această dreaptă. Fiecare punct are un x și un y. Un x și un y. Care, dacă îl găsesc precis și îl locuiesc aici, face asta 5 și mai departe. Da? Deci, ceea ce am figurat acum poartă numele de mulțimea de adevăr pentru predicat. Iar dacă fac un pas, y egală cu 5 minus 2x pe 3, observăm că y e o expresie în x. Iar formularea este funcție de x. Y este în funcție de x. Și cu asta m-am dus la noțiunea de funcție. Deci în loc de y pun f de x, iată, f de x egal cu 5 minus 2x supra 3. Da? Deci, vedeți? Am spus-o și data trecută. Este un modul unic prin care introduc noțiunea de funcție, unic în limbajul meu. Nu așa cum e dat în manual și voi aveți dreptate acolo și manuale sunt făcute foarte prost, cu definiție date unele peste altele, fără ca să înțelegi logica. Logica, exact. Exact. Când am spus acum că notez pe y cu f de x, pentru că de ce am zis eu f de x? Pentru că expresia y-ul nu este același tot timpul. El depinde de x. Da? Este o funcție. Am strecurat noțiunea de funcție. Și aici ce spuneam, x parcurge lui r, y parcurge r. În loc să mai scriu așa, zic f definită pe r. Prima mulțime este a x-ilor, cu valori
cele care le obțin astfel grecilor. Și iată, spunem așa, că se dă funcția F definită pe R cu valoare în R, cu a cărei expresie este asta. Da? Deci am strecurat ușor și am dus la noțiunea de funcție. E bine, este esențial pentru o funcție, când am pronunțat cuvântul funcție, să înțeleg cele trei elemente. De unde X și Y au valori, să precizez mulțimea pe care X și O parcurg, să precizez rețeta după care obțin Y, rețeta. Schimb rețeta, e altă mulțime de Y și care obțin. Deci sunt trei elemente. Domeniu, codomeniu se numește mulțimea Y, codomeniu, și legea de corespondență sau rețeta de obținere a Y. Deci sunt trei. Deci noțiunea de funcție presupune, da? Noțiunea de funcție. Eu am acum scos un volum cu noțiunea de funcție, în care vorbesc totul despre funcție. Îți recomand cu toată dragostea ție și tuturor celor care mi vizionează la ora asta, pachetele de DVD-uri care le-am scos. Un pachet de DVD-uri conține 10 DVD-uri cu capitolul luat de la zero. Exact, nu știi nimic, ce fac, cum mă fac, înțeles. Și 15 ore de matematică în filmul acela. 15 ore de matematică care pot fi vizionate și cu, dacă ai drag și dorință de a face treabă, faci următorul lucru. Când vizionezi filmul, stai cu creionul în mână și cu căițelul și dacă nu înțelegi ceva, te iei înapoi. Da. La un film. E la un film. Numai că filmul ăsta îl poți opri unde vrei și rei din nou. Da? Deci asta este superb. Deci poți să înveți și să că, fără discuție, este o tristețe în sufletul tău. Eu am rămas foarte interzisă pentru că aveam speranțe că nu că va înțelege, că o înțelegeți sau înțelegem cu toții. Da, dar nu se poate... A pierdut 2 ani foarte, foarte bine. Mulți, dar a fost în 5-8 cu o doamnă profesoară director de matematică și n-a avut timp de copii. Și tot ce a putut recupera a fost cumva câteva ore la dânsa de matematică care a ajutat-o. S-a dus acasă și a făcut meditație. Da, cu dânsa. Da, haideți să o spun pe cea dreaptă. Da. Trebuie să avem momentul de sinceritate. N-a făcut multe, dar i-a atenție. Prins. Momentul de sinceritate este acela. Că s-a cuplat dezinteresul tău. Că și dar dacă e drag. Am înțeles. A refuzat din capul... Pentru că a fost de 9 și 10 până în clasa 6, aproape de 10. La matematică a fost mereu prima și în 1-4 n-a conceput româna. Da. Nu a vrut-o. Dar matematica o înțelegea și o scria perfect. Dar după aia a găsit la 5-a, la doamna profesoară, de nota 9 a fost la teză și între a 6-a a coborât la 6. Da, și ne-am tot dus pe topogan, da. Ne-am tot dus. Și copiii au mers pe pregătire și ea nu a fost, nu am știut, că doamna când a predat și când a fost și la ședințe și se plângea, zicea că nu este, ea are o lene, dar nu este pe pregătire sau nu este pentru pregătire. Și am pierdut, am lăsat pe seama dânsei. Da, este o practică asta, din păcate, o spun cu durere în suflet. Este practica asta de a nu-ți face treaba la clasă pentru a chema de făcut la meditație. Da. Și copiii care au fost la dânsa au mers bine. Da. Și deci acasă s-a putut, da. Dar la școală nu s-a putut. Da. Și atunci apare victima acum. Da. Și este o tristețe în sufletul imensă. Și ca ea sunt încă mulți la clasă. Și ce a prins la fel o doamnă profesoară care este peste copiii așa, și nu mai are răbdare cu ei. Adică nu s-a întâmplat. Ea rămânând în urmă, a tot rămas în urmă, că la fiecare lecție n-a mai putut prinde nimic. Păi dacă ai golul mare... Da? Deci n-a mai putut agăța nimic. Și atunci s-a văzut în situația aceea tristă, de un disconfort foarte mare în sufletul ei. Pentru că chiar să mai se copii de pe tablă, fără să înțelegi ceva acolo, nu-i deloc comod. Chineză. Da. Rămâi într-un stres formidabil. Deci vreau să spun că sunt aceste pachete de DVD-uri și îți recomand de la calcul algebric, care este pentru clasa 5-8, acolo dintre a 5-a până la 12-a. Da. Le vezi acolo afișate și trebuie să ai tu forța necesară, să-l iei de la un capăt. Nu-i mai bun meditator
altcineva decât propria ta forță și având de profund la lângă tine. Și dacă la o meditație te duci și dai 50 lei pe o ședință, acel pachet de DVD-uri este numai 90 de lei și cu o reducere, nu știu cât o fixa băieții acolo. Deci, practic, 15 ore de matematică lei cu mai puțin de 90 de lei. Și în afară de asta sunt explicațiile pe înțelesul tău. Deci eu mă detașez de tot ce este în școala românească, ca să ți-o spun pe cea dreaptă, prin stilul ăsta de a coborâ cât se poate de jos. Dar nu pot coborâ cu fiecare elev în parte. Mă înțelegeți, da? Câte vreme am făcut aceste lucruri, sunt gata, pregătite, numai să le iei și să te poți apuca de treabă. Asta e rețeta. Mă întorc acum și continuu. Deci spuneam că am vizualizat mulțimea asta de adevăr, adică mulțimea tuturor perechilor și este așa asta pe care o vedeți, toate punctele puse unul lângă altul, desenează, sau din punctele din plan, doar o parte din ele și deci este vorba de o dreaptă în final. Da? Și trecând la ceea ce am făcut acum, noțiunea de funcție, hai să o clarific aici. Am zis domeniu, codomeniu și legea de corespondență. Rețeta, zic, pe scurt. Rețeta. Rețeta de obținere a Y-ilor. Da? Modul care obținem Y. Rețeta. Sau legea de corespondență. Legea de corespondență. E bine, prin această tehnică de obținere a Y-ilor, prin care face ca tuturor X-ilor, pentru toți X-ii trebuie să obțin Y. De aceea, nu pot păstra în domeniu acei X pentru care nu obțin Y. Este lucru foarte important. Dacă vă dau legea așa, e X egal cu 7X plus 1 supra X minus 2. Dacă dau funcția asta, rețeta, n-am dat decât rețeta. F de x egal 7x plus 1 supra x minus 2. Sigur, eu mă frământ repede să vedem dacă pentru toți x-ii din el, f oare poate fi din el, adică toți x-ii? Și am să le iau ca exemplu pe x egal cu 1. Pentru x egal cu 1, f de 1, adică imaginea lui 1, imaginea lui 1 este cât? 7 ori 1, 7. Deci 1, 8. Supra 1 minus 2 minus 1. Adică minus 8. Înseamnă că lui 1, dacă aș domni tabelul, îi pun în corespondență pe minus 8. Da? Dedesubt aș pune minus 8. Dar dacă le iau pe 2? Pentru x egal cu 2, f de 2 face cât? 7 ori 2 plus 1, nu? Supra 2 minus 2. Deci face 15 supra 0. Și cât face? Da, 15 supra 0. Ia să vedem. 15 împărțit la 0. Cosmin? Așa mi-a spus toată. Nevermind. Asta. E unul toată ziua. 15 împărțit la 0 nu se poate. Cum să împarți 15 pâini la nimeni? Dacă n-ai pe nimeni în față. Deci nu se poate face împărțirea la 0. De aceea lui 2 nu se poate pune în corespondență. 2 e trist. Nu-l putem păstra. Deci 15 împărțit la 0, salut, nu se poate. Nu se poate. Și iată-mă pe mine, pus în situația, spun, fără 2. Și atunci voi spune că F e definit pe el minus 2. Deci fără 2, cum a luat el. Dar ce trebuie să știu? Chestiunea de clasa a 4-a. Și am zis unul și a zis că e de sunul. Ai zis unul la de rută. Deci, nu se poate. Sigur că da. Never mind? Adică niciodată. Niciodată, nici cum așa. De cele mai urâte. Exact. Asta se vede. Asta. Deci, câtă vreme,
Câtă vreme, în clasa a patra, când învățătoarea spune la împărțire, când facem, facem operație de împărțit, spune așa, nu, împărțitorul nu poate să fie zero niciodată. Împărțirea la zero nu se poate. Și când mai face un pas, când zice 3 supra 7, 3 șeptimi, că vorbește despre 3 șeptimi, vorbește de fracții. Și tot timp atenționează pe copii. 3 supra 0 nu există copii. Nu există. Acest lucru trebuie așa de bine clarificat, că atunci când, iată, ne punem o fracție sub formă de, punem o funcție sub formă de fracții, tu trebuie să reacționezi imediat. Te interesezi când ăsta e zero, pentru că acel element trebuie dat deoparte, neavând șanse să faci imaginea pentru respectiv. Data de cu Cosmin mi-a spus la fel. Mi-a spus, 5 supra 0 face 0. Și am insistat, 0 supra 5 face 0. 0, nimic împărțit la 100 de oameni, tot nimic le dai. Nimic. Da? Dar când ai 3 pâini și vrei să împarți la nimeni, cum să faci împărțirea asta la nimeni? Când nu ai pe nimeni, n-ai cui să împarți. Deci e imposibil așa. În concluzie, în foarte multe exerciții, ni se dau funcții, rețetele, și noi trebuie să stabilim domeniul definiției. Este esențial să păstrezi în domeniul de definiție, adică să păstrezi numai pe cei cărora le pot găsi imagini. N-am voie să păstrez în domeniu iși pentru care nu pot găsi imagine. Pentru că eu vreau să reprezint acele, da? Și cum vă zi reprezenta acolo când nu pot face operația respectivă? Nu pot găsi pe Y. N-am ce reprezenta. Și de aici, clar, pentru toată lumea, pentru voi și pentru cei care ne urmăresc, că pentru o funcție este esențial, de multe exerciții, autorul ne dă numai legea și noi trebuie să stabilim domeniul de definiție. Iată, să mai luăm încă un exercițiu. Eu să dau rețeta. Y de X egal cos minus cu 5X plus 1 supra X la 3-a minus 1. Tot o fracție este, vedeți? Povestea este dacă reușim să stabilim domeniul definiției corect. Ce panică avem, Daniela, nu? Delia. Ce moment de panică avem în sufletul nostru acum? E tot o fracție, nu? Ce trebuie să, de ce trebuie să ai tu grijă foarte tare? De faptul că numitorul nu are voie să fie zero. Deci condiția care punem, de ce ai văzut la... punem condiții. Da? Condiții. Adică ce condiții? X la a treia minus 1 să fie diferit de 0. Adică după ce înlocuiești pe X, să facă 0. Deci asta ar fi condiția X la a treia minus 1 diferit de 0. Și noi luăm negația acestei situații. Adică să luăm X la a treia egal cu minus 1 egal cu 0. X la 3 minus 1 egal cu 0. Ceea ce ar însemna că... E? Aici și Cosmine cu mă. Cum fac? Trecem pe minus 1 poate pe minus. Îl trec. Echivalent cu X la 3 egal cu 1. Și... zi. Ce fac acum? Cum găsesc X? Ar trebui să găsesc 3 valori. E ceva la a treia. Măcar una ați găsit-o? Unu. Unu. Că unul la a treia. Deci măcar pe X egal, X1 egal cu 1, ați găsit-o. Dar celelalte două, păi e greu să spuneți celelalte două. Și atunci,
Eu aș pleca de la asta, x la 3 minus 1 egal cu 0. Și aș zice x la 3 minus 1 egal cu, să spun, cumva, într-un fel. Ele te ajută să nu fii tristă. Trebuie să ai forța în tine să înțelegi că sunt zeci de mii de copii în situația asta. Asta e școala românească. Pentru că nu e un copil prost. Ea crede că deci, dacă nu știe la matematică, nu știe nimic. Ea știe engleză mai bine ca română. Deci, scrie mai bine și franceză la fel. Dar nu mai vorbi așa. Important este următorul lucru. Că acum ți-ai dat seama mai clar că te afli aici și că trebuie să iei o hotărâre. Adică, am să spun, fac un pic de pauză să înțelegeți ce vreau să zic, este așa. Cei care n-au instrumentul matematic la dispoziție au o plajă mai îngustă. Sunt și oameni, ca toți oamenii, până la urmă, trebuie să te descurci în viață, vei putea să faci, dar ai o plajă mai îngustă de acțiune. Pentru că asta este, obiectul matematic să ofere o șansă mai largă, o plajă mai largă. Și anume ce se întâmplă? Matematica trebuie văzut ca un instrument de lucru pentru alte discipline. Nu ca un set de formule, azi înveți măliuța, azi înveți măliuța. La tine așa s-a întâmplat. Neînțelegând utilitatea, învăța niște formule și le-ai uitat pe loc. Și fie la să fie matematica, asta nu are niciun rost, nu se vede deloc, nu se leagă deloc. Asta era, asta e povestea. E bine, ea are o utilitate imensă. Ce să spun, mergeam, am povestit aseară, veneam în avion din America și mă uitam așa, eram la geam, mă uitam câtă matematică era acolo înglobată, imens într-un băin de la așa, imens. Extraordinar, așa, tot ce vedeți în jurul nostru. Uite, telefonul ăsta, știi ce este aici? Foarte, foarte multă matematică, enorm de multă matematică, enorm de multă. Și în toate lucrurile care le vedem în jurul nostru, în care sunt finisate niște lucruri, matematica așa... de nimic. Mi-au căzut bateria. Da. Imediat. Mulțumesc frumos. Da. Bună seara. Da, ne urmăresc oamenii și văd că nu s-aude. Spuneam că doar atât. Și din motivul foarte important acela că trebuie să treci de a 11 și de a 12 ani, ca să poți să ajungi să iei bacalaureatul, trebuie să încerci să te pui 2 ani de zile. În 2 ani de zile trebuie o muncă infernală. Dar e o șansă imensă pe care voi, tinerii, o aveți în momentul de față, pentru că există în clipa asta, pe internet, prof online, care are peste 1000 și vreo 500 de ore de YouTube. 1500 de ore. Luați matematică la zero. Deci sunt enorm de multe filme. Și filme făcute așa, cu răbdare, cu migală, cu atenție, cu drag făcute. Și v-am mai spus și volumele acelea care sunt complementare și deci puteți să vă salvați. Nu vei găsi, nimeni nu poate să facă în momentul de față minuni să zic și să se așeze și spune eu, te rezolv fără comentarii. Nu. Tu trebuie să vrei asta. Tu trebuie să vrei. Și eu am convingea că vrei.
că nu vrei să schimbi statutul acela care l-ai în clasă acum, de elevă care are un stres imens și un disconfort foarte mare. Oricât te vrea să leviți, n-ai cum. Așadar, la X la 3 minus 1 aș vrea să scriu într-un fel. Hai să vedem A minus B pe lângă A plus B. Cât ar face? Cine știe? Poți bine, tu ai putea să spui cât face A minus B pe lângă A plus B? A pătrat minus B pătrat. De unde știi, mă? De unde știi că face A pătrat minus B pătrat? Știi tu o formulă, nu? Da, dacă, mintea, dacă memoria joacă festă. Hai să le mulțim. Cum știți să mulțim două formule? Două paranteze. A ori A face A la a doua. A ori B. Deci vine plus A, B. Acum vine B ori la rând și vine minus B ori A. Minus A, B. Da? Cu plus cu minus este minus. Și minus B ori plus B, minus B pătrat. Și egal cu minus AB cu plus AB se reduc și face A pătrat minus B pătrat. Într-adevăr, așa este. O să scriu și eu aici că A pătrat minus B pătrat. A pătrat minus B pătrat este egal cu A minus B pe lângă A plus B. Da? Cu A minus B pe lângă A plus B. Dar A la a treia minus B la a treia, oare cu cine o fi egal? Că tocmai eu aș putea să-l surprind aici la a treia. Că x la a treia minus 1 poate fi văzut de mine ca x la a treia minus 1 la a treia. Și să mă duc după formula a la a treia minus b la a treia cu ce este egal. Dar să o știu de unde. Nu mi-amintesc. Tu ți-amintești, Cosmin? E bine, vină a pătrat ori a minus b. A, deci a la a treia minus b la a treia, tu ai zis așa. A la a treia minus b la a treia este egal cu cine ai zis? Din nou la pătrat, adică a minus b totul la a doua, ori a minus b. A minus b totul la a doua, ori a minus b, da? Mai mi-a fi mâna ta. Să vedem ce ies. Intra mai departe. Vine a pătrat minus 2ab. A pătrat minus 2ab plus b pătrat, din desfășurarea asta. Deci face a pătrat minus 2ab plus b pătrat. Pe lângă a minus b. A minus b. Și mulțim. Și mulțim. Eu aș face eu de aici înapoi, că ăștia sunt 3, mai comod. A ori A la a doua face A la a treia. Minus 2AB ori A. Minus 2A pătrat B. Minus 2A pătrat B. Apoi. A ori B la a doua plus A ori B la a doua. Da? A ori B la a doua. Așa am terminat cu A. Da. Cine intră la rând acum? Minus B, da? B și minus B ori A la a doua? Minus B la a doua. Minus A la a doua. Apoi, minus B ori minus 2AB? Minus 2AB. Minus cu minus? A plus 2AB pătrat. Plus 2AB pătrat. Apoi? Minus B pătrat. Minus B la a treia. A treia, da. B la a doua ori minus B, minus B la a treia. Ia să vedem dacă totul se reduc, dacă nu, cumva mai rămâne. A la a treia rămâne, că nu mai am ce face. Că nu mai este niciunul ca el. A pătrat B, sunt 2 aici. Minus 2. Și că încă un minus, în total va face cât? Minus 3. Că sunt minus 2 și încă un minus 1, fac minus 3. A pătrat B. Apoi, AB pătrat, care e altceva, și cu 2AB pătrat, fac plus 3AB pătrat. Și minus B la A treia. Nici cum A la treia minus B la A treia. Are mulți, are încă doi termeni. Da, da. Deci nu e bine, n-ai dat-o bine. N-ai nimerit. Altceva. Nu mai știi să mai încerci altceva, nimic. Păi eu aș încerca așa. Aici prin încercări, până când ne prindem, că în altceva nu știu ce să zic. Deci A la a treia minus B la a treia, până descoperim o tehnică. A la a treia minus B la a treia. Eu aș încerca A minus B, că ai zis și tu așa, A minus B, pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Ia să vedem mai merită. Deci A pătrat plus AB plus B pătrat. Ia să vedem ce face aici.
A, ori ala a doua face, ala a treia. Hai, hai. Hai, încearcă tot din într-o. Ala a treia. Da. A, ori, ala a doua, ori, B. Da, pus ala a doua, B și scrii. Scrii și te uiți pe caietelul tău și, și scrii. Vorbește. Bine, plus A, B la a doua. Și am terminat cu A, nu? Da. Cine vine? Minus B acum. Și vine cât? Minus B a la a doua. Minus B a la a doua. Sau A la a doua B. Poți să scrii și așa, nu? Pe urmă? Plus. Tot minus este. Minus. Că minus cu plus, nu? Nu e așa și așa. Deci minus, minus A, a B la a doua. A, da. Nu, minus. Minus B la minus. A treia. Și atunci, A la a doua B, cu minus A la a doua B, se reduc. Da? Unu e așa și așa. Urmă, A B la a doua, cu minus A B la a doua, iar se reduc. Și face în final, A la a treia, minus B la a treia. Asta era. Deci A la a treia minus B la a treia este, iată ca formula, așa. A minus B, pe lângă A pătrat, plus AB, plus B pătrat. Da? Asta este formula. Ia să că uitați la A la a patra minus B la a patra. Să vedem cât, cu cine ar scrie.